Bună, dragilor, și bine ați revenit aici la mine pe canal. Astăzi filmăm clipul cu Lidl-ul, cu ce am cumpărat weekendul acesta. Astăzi este sâmbătă și am fost rapid până la Lidl și am cumpărat câteva chestii pe care vreau să vi le arăt și vouă, pentru că am văzut că vă place foarte mult tipul acesta de clip și am zis să-l fac în continuare, chiar dacă poate nu cumpăr lucruri foarte interesante într-o săptămână, că na, de exemplu, acum avem doar chestii alimentare, nimic așa foarte deosebit. Dar hai să vă arăt ce am cumpărat. Am luat în primul rând un borcan din ăsta mare de miere, polifloră, era la reducere, era vreo 13 lei și ceva, vă las aici oricum prețul afișat după cum v-am obișnuit. E un pic problematică, nu este foarte lichidă, mie îmi place să fie mai lichidă pentru că, v-am mai spus, eu o pun în iaurt, în anumite preparate, dar o să o folosim la cafea și la ceai și este perfectă. Apoi am mai cumpărat două budinci din astea cu nivel ridicat de proteină, este o budincă cu orez. Îmi place mult la gust și o mai mănânc dimineața cu o banană. Apoi am cumpărat niște bețișoare de urechi din acestea, aveam nevoie. Și am mai cumpărat aici pe masă, am scos deja 10 ouă. Bun, am mai cumpărat două săpunuri, dar am doar unul aici. Când îl găsesc și pe celălalt, vi le arăt pe amândouă. Mă rog, am mai luat niște salată așa, cu gata făcută, gata ambalată, știți voi, foarte bună să o ai în casă. Am luat niște prune, arătau destul de bine și sunt destul de tari, dar totuși și par coapte și sunt din acelea mari și rotunde. O pâine clasică, normală. Da, iar n-am pus asta pe scaun, sacoșa pe scaun, dar e doar o sacoșă și terminăm repede. Am mai luat 3 pepeni, unul pentru părinții mei, doi îi avem aici și un bax de apă pe care iar nu vi-l mai arăt că nu are sens. Am luat banane, așa. Am luat înghețata aceasta de care v-am tot spus, care calorii puține și nu este foarte, foarte dulce. Ne place și mai mâncăm câte una din când în când. Am luat un lapte, așa. Am mai luat un mușchi din ăsta de porc. Soțului meu îi place destul de mult și își cumpără de fiecare dată când merge la Lidl. M-am spus, e curat la ingrediente. Un d-asta de soia, o băutură de soia. Și mi-a scris cineva că cea de soia conține zahăr. Știți că am mai vorbit noi și cea de orez nu avea zahăr. Și am zis, când o să cumpăr cu soia o să mă uit, și cineva mi-a răspuns între timp și mi-a zis că are zahăr. Da, are zahăr din trestie și este printre primele ingrediente, deci are zahăr adăugat. Bun, ca să știți, am și verificat, dar mă rog, am avut încredere în informație, nu e vorba despre asta. Bun, am luat niște piersici din astea turtite, foarte bune la gust, îmi plac mai mult față de piersicile alea clasice rotunde. Am luat niște roșii așa, pentru că așa am găsit. Nu știu, Lidl-ul sâmbătă, dacă mergi la cumpărături sâmbătă la Lidl și mai ales cum mergem noi pe la ora 3-4 după ce terminăm treaba, pentru că dimineața facem curățenie, mă rog, ce mai facem prin casă, e destul de prost aprovizionat, adică probabil dimineața lumea merge și face piața și rămâne foarte puțin aprovizionat. Bun, soțul meu a cumpărat niște mere. Am mai luat un castravete pentru salată, pentru mâncat cu brânză, cu ce mai avem. Am luat două săpunuri, asta vă spuneam. Scria acolo ceva săpun. Băi, deci nu văd cu ochelarii ăștia, nu știu dacă mă credeți, dar nu văd. Zice săpun pentru mâini. Nu văd, deci nu văd ce scrie, credeți-mă că nu văd. Dar scrie acolo că e ceva Provence, nu știu, ceva în stil Provence, o chestie. Și mi s-au părut așa mai naturale, cumva, nu știu, mi s-a părut că arată bine. Și aceasta este cu migdale dulci, așa se traduce, și acesta este cu trandafir. Miros foarte bine prin ambalajul ăsta, o să vedem. Sper să fie catifelate, așa, să aibă o textură plăcută. Am mai luat niște piper negru să fie acolo, că nu mai aveam. Și hârtia igienică umedă pe care vă arăt în toate clipurile când merg la Lidl. Așa, soțul meu a mai cumpărat un pateu bucegi. Salata asta de ton pe care la fel o cumpăr de fiecare dată când merg la Lidl. Așa. Și aici mai avem niște aripioare de pui. Din astea deja marinate. Așa vi le arăt. Vrem să le băgăm la fraier. Eu v-am mai arătat că fac chestii la fraier în sensul că se fac foarte repede. Poți să faci orice aproape la el. Cred că e cea mai bună investiție pe care am făcut-o, sincer, cu fraierul de la Tefal. Eu sunt foarte încântată de el și te scapă de foarte multă muncă. Bun. Cam acestea sunt cumpărăturile noastre din weekendul acesta. Nu știu dacă mâine o să mai ajungem pe la Auchan, pe undeva. Dacă ajungem, vă arăt iar cumpărături. Fac acest clip, repet, pentru că știu că vă place, pentru că văd din vizualizări, din ce îmi scrieți. Altfel nu pot să zic că l-aș fi făcut mereu, pentru că produsele se repetă în mare parte, dar mă bucur că vouă vă place. Până data viitoare vă las cu bine, dragilor, v-am pupat, pa, pa!